AUR a lansat la Timișoara candidații pentru Parlamentul European. Reprezentanții partidului au punctat că misiunea lor are un scop precis, atât în forul european cât și în cadrul instituțiilor. Relația cu Uniunea Europeană trebuie să aducă în primul rând beneficii României, consideră aceștia. Noi, cei de la AUR, vrem să facem lucrurile altfel și din respect față de români am ales să venim în fața dumneavoastră cu candidații noștri în așa fel încât să aveți timp suficient să analizați ce au făcut acești oameni în viața lor, cine sunt și dacă sunt cu adevărat potriviți pentru Parlamentul European. Ne dorim ca în 9 iunie 2024, când veți ieși la vot, să votați AUR din convingere, știind că votați cea mai bună listă de candidați propusă vreodată de un partid politic în România. Reprezentanții AUR au dat o replică celor care îi cataloghează drept extremiști. Nu noi suntem extremiști. Ei sunt extremiști pentru că au ținut România într-o extremă sărăcie și subdezvoltare. Cei care au adus România la 162 de miliarde de euro datorie externă ne spun nouă că suntem extremiști. Cei care au guvernat 34 de ani în România într-un hal încât 6 milioane de români au plecat din România ne spun nouă că suntem extremiști. Nu noi suntem extremiști. Extremiști sunt cei care au condus în ultimii 34 de ani. George Simion a vorbit în stilul caracteristic despre pregătirea profesională a candidaților AUR. Avem aici mai multe cadre universitare, mai mulți doctoranți pe bune și mai mulți șefi de promoție decât au toți ceilalți oameni care au trecut bacalaureat. Am fost criticat pentru că în alte județe, când i-am prezentat pe acești oameni minunați, am spus și despre competitorii noștri și eu cred că am spus adevărul. Reprezentanții AUR au precizat că vor susține doar acea Europa care își va respecta cetățenii, libertățile fundamentale, identitatea creștină și familia ca stâlp a societății.